Are un palmares impresionant. Peste 200.000 de vieți salvate. Nu își pune halat atunci când consultă copiii, iar ușa cabinetului său este mereu deschisă pentru a-i vedea pe micuți. Îi numește prietenii mei, niciodată pacienți. Cel mai greu îi este atunci când, dintr-un salon, aude o voce. Salvează-mă, Dane! Ochii îi se umplu de lacrimi. Se întoarce, ridică o mână spre cer și spune: stai fără grijă, micuțule, așa voi face. Îi se mai spune și medicul care repară oameni. Invitatul Elvirei Gheorghiță, astăzi la Prețuiește Sănătatea, profesorul dr. Dan Mircea Enescu, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, că sunteți astăzi alături de noi. Și vă mulțumesc. Este o zi impresionantă, este un palmares impresionant și aș vrea să ne fiți alături în această emisiune în care, de fapt, am vrea să transmitem mesajul nostru. Prețuiți sănătatea! Da, vreau să vă spun că, practic, palmaresul înseamnă, eu știu, poate că ceva sună ca pentru o echipă de fotbal. Pot să vă spun că de fiecare dată am avut senzația că atunci când am reușit ceva este maximum de cât s-a putut și de fiecare dată, după o mică perioadă, foarte scurtă perioadă, a fost o încercare și mai importantă, și mai importantă. Și atunci sigur că te gândești cât vei reuși să faci față și mai mult decât data, cât cu adevărat vei reuși să rezolvi până la capăt cazul respectiv. Și până la capăt nu înseamnă pentru copii o arsură la un copil sau o malformație pentru copil, nu înseamnă imediat după ce a plecat din spital. Caracteristica este faptul că trebuie să îi faci în așa fel operația încât să dureze până devine adult. Adică poate că îi mai faci o reconstrucție, două, dar îl proiectezi ca să poată să devină adult. Ori asta este o altă dimensiune pe care nu poți să o iei decât când lucrezi cu copii. Vă dați seama că, uitați, de exemplu, tot împreună am fost atunci când a fost cazul de la, în 2009, cazul acela cu incubatorul de la maternitatea Bucur. A fost un caz fenomenal, conferință de presă, era o grămadă de lume și toată lumea tremura ce se va întâmpla cu acel copil carbonizat 25%. Chiar a fost o transmisie din sala de operație. E bine, acel copil s-a salvat și m-ați întrebat chiar dumneavoastră în timpul conferinței de presă ce văd când mă uit la el, ce sentiment am. Și am zis că nu-l văd decât când o să fie mare. Pentru că operațiile pe care le facem, întotdeauna sunt acelea în care nu poți să-l faci meschin, adică îl faci, cum să spun, exact cu ceea ce vezi în fața ochilor, ci vezi să-l proiectezi. Trebuie să-l proiectezi pe ani de zile. Și anume, trebuie să știi exact cum va arăta când va fi mare. Dacă nu ai această viziune, nu poți să faci niciodată un lucru de calitate în clipa când lucrezi. Și după, imediat după câteva luni, a fost Giuleștiu. Asta vreau să vă spun, de fapt. Ați început cu un caz foarte grav. Continuăm cu Giuleștiu. Deci acela avea 5 zile. 5 zile de copil normopoderal. Adică fusese născut la termen și avea 3500 de grame. Și totuși 25% carbonizări. Dar gândiți-vă când au fost 12 cazuri, dintre care 8 au venit aici, știți foarte bine, și 5 au reușit să plece acasă. Deci o altă încercare cu totul special în care am zis mai mult decât atâta nu se poate. Adică să faci un copil de 900 de grame cu arsuri de 60% din suprafața corpului și care să meargă acasă și care să rămână acum doar cu niște, eu știu, sechele de varul sechin cu care are niște pantofiori speciali cu care merge, este un lucru nemaipomenit. Chiar am avut surpriza la 2 ani, în cadrul judecății pe care o desfășurau acolo, s-au dus și au zis că aproape că accidentul nu s-a întâmplat pentru că nu aveau niciun semn. Adică nu rămăsese nimic nici pe față, nici pe trup, poate niște mici dâre de ceva care nu semnau mare lucru. Și după care a urmat colectivul. Spuneați atunci, aș rămâne mai puțin la Giulești, tocmai pentru faptul că spuneați că aveați 7 kg de ființe arse, tocmai pentru faptul că erau copii de la 900 de grame până la 1,4 kg. Ați mai spus atunci că un astfel de caz nu ați mai întâlnit și v-ați simțit ca la război. Ați putea să-mi spuneți dacă atunci erați ca la război, la colectiv, cum a fost?
În primul rând că vreau să vă spun că ca la război suntem în fiecare zi, pentru că gândiți-vă că avem 20-25 de cazuri grave, foarte grave, care ne vin din toată țara, fiind așa cum știți iarăși singurul centru de arsuri pentru copii și clinică. Și atunci, sigur că noi, practic, în fiecare secundă trebuie să răspundem de un foarte mare număr de cazuri. Adică, de exemplu, ce s-a întâmplat la colectiv, că vreți să facem această legătură, deci s-au dus într-un spital 15, 20, 25 de cazuri, noi avem în permanență. Pentru noi n-a fost ceva special. De exemplu, aceste cazuri care au venit chiar s-au încadrat în numărul normal pe care îl avem și pe care, cu care lucrăm noi în fiecare zi. E adevărat, dar dumneavoastră ați coordonat echipa globală, echipa mare a Ministerului Sănătății, care de fapt a coordonat întreaga acțiune, nu numai a Spitalului Grigore Alexandrescu. Aici aș fi vrut să revin, pentru că la Giulești ați spus că au ajuns pacienții în câteva minute. În cel mult 10 minute erau de la locul accidentului în spital. Acum la colectiv a fost exact același lucru sau s-a întârziat puțin în decizii? Cum ați simțit atunci? Păi, în primul rând că este vorba despre cu totul altceva, sunt două lucruri deosebite. Acolo a fost vorba de un salon în care timp de 12 minute s-au produs un, eu știu, fum cu flacără și cu ce s-a întâmplat acolo, carbonizat absolut tot mediul înconjurător. Iar aici a fost vorba de o explozie sau încă nu știm despre ce, vorba de 12 secunde în care clipa în care au venit pompierii n-au avut ce să stingă, iar echipele, am înțeles, pentru numărul acesta uriaș de persoane, 200 de persoane, acolo vorbim de 12 persoane, dintre care 5 au murit pe loc, iar aici vorbim de 200 de persoane sau 186, ceva de genul acesta, și care, pe care trebuie gestionate cât se poate de repede, fiind făcute de aceeași echipă antrenată, adică a SMURD-ului, care dacă nici ea nu poate fi considerată una care acționează corespunzător și fără protocol, înseamnă că nu mai există. E una dintre cele mai bune din Europa, recunoscută peste tot, pe care au funcționat conform normal, nimic de deosebit. Adică de nimic deosebit ca și mod de acțiune. Ele au venit, au acționat într-o situație cu totul excepțională și nu știu cum reușim să facem niște lucruri care sunt fără precedent. Adică așa cum a fost Giuleștiul, cu care mă duc și îl prezint și nu înțelege nimeni despre ce e vorba, când vă spun, vorbesc de 900 de grame, de 1100, nu, au avut și ei odată un caz de 3 kg, de 5 kg și pe 2% de suprafața corpului. Da, păi să ai atâția și cu suprafețele astea. La fel și numărul acesta și modul de producere și combinația aceea de arsuri de căi respiratorii superioare împreună cu 7-12 substanțe care au intoxicat organismul și a cărei mixtură e greu de explicat, adică practic ceea ce se întâmplă cu un organism când se amestecă toate acele ceanuri cu oxizi de carbon, cu bioxid de carbon și așa mai departe, și împreună cu arsurile de față, de mâini și toate cele, au fost cu tropism, adică aproape toți erau arși la față și la mâini și arsuri de căi respiratorii superioare. O anumită particularitate. Și ca atare, sigur că în timpul cel mai scurt trebuiau duși unde să fie susținuți respirator. Adică nu mai erau capabili să respire. Primul șoc care se declanșează este cel al plămânului. Ori în plus de asta s-a mai adăugat și aceste arsuri de căi respiratorii superioare și împreună cu acestea și intoxicațiile cu cianurii respective și cu toate celelalte substanțe. Și atunci, sigur că modalitatea este cu totul altfel. Deci au trebuit automat ca primă intenție să ajungă la niște spitale unde să aibă posibilitatea să-i susțină pulmonar, să poată respira. Adică în timpul cel mai scurt, aceste 186 sau 190 de persoane au trebuit luate de acolo, selecționat, văzut despre ceva, care erau cele mai grave, care erau mai puțin grave, găsite spitalele. Adică s-a acționat, așa cum a spus și toată această Europa în săptămânile următoare, în mod exemplar. La 3 luni de la acest incendiu groaznic, încă se spune că ar fi trebuit ca mulți dintre pacienți să fie transportați mai repede în străinătate. Credeți în această variantă? Eu vreau să vă spun un altru lucru. Deci în clipa în care nu poți să susții respirator, gândiți-vă, dacă ai avea niște arsuri mari și foarte multe și politraume și tot felul de alte leziuni, sigur că le-ai putea trimite, dar în clipa când aproape toți, adică cred că 90% dintre ei aveau arsuri de căi respiratorii superioare, cum vă spun, amestecate cu niște substanțe toxice, deci nu aveau cum să suporte. Gândiți-vă că după 2 săptămâni, după 10 zile, 2 săptămâni,
mulți dintre ei au fost trimiși și știți foarte bine că în clipa când au ajuns la anumită înălțime, ei au făcut stopuri cardiace și alte, sau în clipa când au ajuns și au murit. Nu s-a mai putut face nimica. Pentru că știți foarte bine, capsulați sau încapsulați, în clipa când ajungeți și dumneavoastră la 10.000 de metri, saturația de oxigen este scade de la 98-100% cât se avea, ajunge la 90-91%. Gândiți-vă la ei care în mod normal aveau 90-80-70 cât a ajuns. Adică lucrurile sunt foarte... Nu știți de ce decizie să iei. Adică știm, în primul rând, ei trebuie echilibrați. Ei trebuie aduși într-o fază în care să aibă posibilitatea să poată să suporte acest traumatism care este mersul cu avionul. Pentru că este un traumatism. Știți foarte bine, dacă vă urcați într-un avion, după 3 ore când ajungeți unde ajungeți, vă trebuie câteva minute să vă reveniți. Până ieșiți din aeroport, nu știți deocamdată ce e cu dumneavoastră și vă simțiți destul de bizar. Dapoi să ai arsuri de genul acesta, mult dintre ei având și pe 30, 40, 50%, 80% suprafața arsă. Dar vă spun, la acest accident, gravitatea nu a fost suprafața. Adică se putea negocia cu acele suprafețe, nu aveau niciun fel de problemă. Afectarea a fost pulmonară. Numai afectarea pulmonară, care a fost, vă spun, nu numai afectare pulmonară, ca ea însă și ar fi fost o problemă foarte gravă, dar și amestecul acela litic foarte prost, care automat au complicat foarte mult lucrurile. Vă spun, de fapt, lucrul pe care l-am observat din prima clipă, și anume că acele arsuri, am și spus, acele arsuri nu sunt arsuri. Adică sunt niște arsuri ciudate pe care eu nu le-am mai văzut niciodată. De ce sute vorbiți acolo sau de mii de copii sau câte arsuri am văzut în viața mea? Niciodată n-am văzut niște arsuri ca acestea. Adică se vedea foarte clar ca o componentă specială pe care de care nu puteam să-mi dau seama. Culmea este că nici specialiștii care au venit din țările străine, care au venit din străinătate, din Israel, din Franța, sau din de Belgia, unde au venit ei, din Belgia sau Germania, toți de fapt au spus același lucru. Nu am văzut așa ceva niciodată. Și atunci, cu certitudine, rămânem încă o dată la ideea că tot ceea ce s-a făcut pentru acești pacienți a fost de cea mai bună calitate. Nu putem reproșa sistemului sanitar că nu a făcut tot ceea ce putea să facă. Vă spun foarte sincer și pot să susțin asta în fața oricui. În clipa în care am fost cu echipa de francezi, care vinse din partea Băncii Mondiale, știți bine că se întâmplase. Exact. Deci, nu mi-a venit să cred că în această țară există în aceste condiții. Deci, când ne-am dus la Bagdazar și dau acest exemplu care m-a șocat, știam săracii că de-abia se descurcă, că au câteva cămăruțe acolo, și când ne-am văzut pe fiecare că erau ca în Occident, adică ca în orice centru serios de arsuri, cu camera lui, cu patul lui, cu personalul lui, cu absolut toate lucrurile absolut necesare, adică nu le lipsea absolut nimica, vă spun, chestia asta cu... am mințit sistemul sau nu știu ce se tot vorbește, este o reală. Adică pot să spun cu toată onestitatea că ce am văzut m-a șocat. Adică, practic, erau tratați în cele mai bune condiții. Nu mi-am putut imagina că acest sistem se poate mobiliza atât de repede și atât de eficient în rezolvarea unui astfel de caz cataclismic, cu care nu se prea confundă nu mai există ceva asemănător, pentru că se spune că a mai fost ceva în Argentina, parcă au găsit, dar nu se știe exact. Dar știți ce este interesant? O să vă uitați peste tot în toate aceste accidente, oriunde vreți, din Bangladesh, în coasta barbară, în coasta de Fildeș, în Marea Britanie sau unde vreți dumneavoastră, se spune așa, au murit la locul accidentului atâția, restul au fost duși la spital. Unde au mai murit atâți? Nimeni niciodată n-a spus că a fost un prost sistem, că n-a funcționat, că nu i s-a dat ce trebuia, că n-au avut, că personalul n-a fost destul de bine instruit, n-aveau destul de mare calitate ca să poată să realizeze aceste cazuri. Deci nu există niciodată. Să vă uitați, nimeni nu comentează aceste lucruri. Există doar nenorocirea care s-a produs, cum s-a produs acea nenorocire, ei au fost preluați, au fost duși la spital și avem statistici la locul acelui. Uitați la în Franța. Nu vă imaginați că acolo sigur că e un sistem de referință. Dar vreau să vă spun că atât de referință cu aceste cazuri care nu erau comparabile totuși și aveau cu totul altă etiologie, s-au descurcat destul de delicat. Dar ați văzut, n-ați auzit niciun comentariu. Ați auzit un comentariu de spital că s-a dus. Credeți că acolo e o perfecțiune în care fiecare lucru se mișcă după niște reguli? Nu, domnul profesor, s-a vorbit foarte mult despre acel salon special pentru bolnavul ars, pentru marele ars. Deci există un salon special, vreau să vă spun. Salonul special de bolnavi arși. Ce înseamnă Am să vă spun. Deci în acest spital
aveam 5 camere peste drum în care se dărâmau și mai aveam și gândași pe pereți și în aceste saloane speciale am ajuns cu mortalitate zero. Cu arsuri de 100%, cu 90%, cu 80% în statistică. Îmi aduc aminte acele saloane, păi, într-adevăr. Am fost împreună și știți foarte bine. Era o deci tristețe. Despre acele erau saloanele speciale, acele erau posibilitățile. Ne-am construit altele. Uitați, am făcut o pasta care arată mai bine, este mai utilată, eu știu, are circuitele respective. Dar, știți, poți să scoți din orice... Nu vreau să spun că trebuie să tratăm în saloane cu gândari. Dar nu salonul e problema. Dar posibilitățile. Care este problema? Resursele? Păi, da, cazul. Cazul în sine, cum cât este el? Cât te ajută el? De fapt pacientul ars până la urmă, în primul rând, organismul lui? Deci dacă luam fiecare și îl puneam unul singur într-un spital și tot spitalul lucra pentru el, același lucru se întâmpla. Adică, bine, sigur, nu pot să spui că 100%, nu vă dați seama că este, dar vreau să vă spun că fiecăruia i s-a făcut, din câte știu eu, tot ce se putea, adică a fost urmărit zi și noapte și s-a făcut tot ce se putea, după, nu că după posibilități, că nu văd posibilități mai mari, după ce s-a... Cum să vă spun? Așa cum se face de fapt oriunde în lume. Ce se face, nu? Peste tot în lume. Cum recomandă și ghidurile internaționale. Și chestia asta cu protocoale, vreau să vă spun următorul lucru. Protocolul este orientativ. Exact. Deci protocolul este mai mult pentru colegiul medicilor și te urmărește. Ai făcut ATP-a, nu ai făcut ATP-a, ai sărit peste etapa asta. Dar vreau să spun că un bolnav ars, indiferent de etiologie sau dacă este cu alte complicații, este cum să vă spun, o mixtură între tine și el și faci în așa fel încât te inventezi, cum spuneați acolo, că spuneați scapă mădane. Păi ce credeți că îi făceam după protocol? Îi făceam un lucru pe care nici nu mi-aduc aminte ca să poată să scape să plece acasă. Nu există protocol. Există într-adevăr protocolul, sigur că clasificările internaționale, un milion de cărți în care spun o grămadă de lucruri, dar din milionul ăla, în clipa aia, trebuie să găsești fix cuvântul potrivit, care este cel mai potrivit pentru copilul acela, pentru adultul acela, pentru situația aceea și în care trebuie să-l salveze. Ideea este că acela trebuie salvat. Deci nu ne putem juca, cum să vă spun, că nu s-a aplicat protocol. Aici protocoale nu sunt niște lucruri, trecem strada pe roșu. Facem pe... Dacă este, o trecem și pe roșu, dacă scăpăm și ne ducem și poate că în spatele nostru e un tir care ne strivește. Și dacă o trec pe roșu, nu se întâmplă nimic. Știți cum este? Te adaptezi. Adică este o boală atât de surprinzătoare și care funcționează atât de repede, încât nu poți să stai și să te mai gândești. Știți care este singurul gând când tratezi o arsură? Este ca întotdeauna să fii în fața ei. Adică să poți să o observi, pentru că ea funcționează foarte repede. Dacă merge mai repede decât tu poți să alegi după ea, ai pierdut partida, pentru că vă dați seama, cât te uiți, îți dai seama că, eu știu, a apărut o pată pe față, nu-i bate cordul, se întâmplă ceva. Dacă este în același loc cu tine, nu-i vezi decât marginea. Iar dacă apucă să te depășească, îi vezi spatele și nu mai știi ce se întâmplă în partea cealaltă. Și știți cum, un moment important pentru arsură sunt ochii. Pentru mine, vă spun, ochii au fost esențiali. Dacă el era într-o stare foarte proastă și, de exemplu, era într-o poziție și stătea cu capul în jos, îi spuneam, ridică-l puțin că vreau să-l văd. Georgică, întoarce-te puțin să te văd. Păi și întorcea și se uita la mine. În clipa când îi vedeam ochii, știam că scapă. Adică îi vedeai sticlos și că îți spunea aici sunt și te rezolv, niciun fel de problemă. Fă-mi ceva și eu sunt cu tine. Sunt convinsă că au scăpat și alții care n-aveau ochii sticloși și vreau să mă întorc puțin. Știți, domnule profesor, exact la începuturile din asta, când ați venit de la Agripa și ați zis, șeful, eu plec acolo pentru că se moare mai mult decât la Agripa. Așa e. Ați venit aici, erați singur. Atunci vorbeam de mortalitate și nu-mi spuneți mie că așa peste noapte se rezolvă. Nu. 60% aproape. Spuneau asistentele, doamne, nu mai vreau să văd, au venit iar să moară. Se murea pe bandă rulantă. Da. În scurt timp după ce ați preluat totuși conducerea acestei secții, sigur, scurt timp, nu o să spun peste noapte, au durat niște ani, până când ați ajuns cu mortalitatea la zero. Este minunat, într-adevăr, mai ales că arsurile care ajung de cele mai multe ori sunt foarte, foarte grave. 80%, exact cum a spus, față. În principiu cele mai grave, pentru că le trimit de peste tot. Exact. Spuneți-mi totuși, cum ați reușit performanța și cât timp v-a luat? Care este secretul pentru a ajunge la această mortalitate? Știți cum este? În primul rând este dragostea. Dacă nu faci cu drag ceea ce faci, niciodată nu o să reușești să faci o performanță specială. Eu, deși lucrul este deosebit de traumatic, deosebit de dur, vreau să vă spun că îl fac cu o plăcere deosebită, pentru că știu că la capul drumului înseamnă un copil fericit, înseamnă un copil care va trăi. Și întotdeauna vă spun, niciodată n-am considerat un copil mort în orice fază ar fi venit. Adică știam precis că are o șansă și am această, vă spun, senzație foarte profundă, cum să spun, în mine, în care
mă consider capabil să scot orice caz posibil, chiar dacă nu reușesc. Dar în mine știu precis că aș putea, dacă fac un miracol și știu că pot să-l fac, îl pot salva. Și e adevărat, nu poți de fiecare dată, dar de fiecare dată sunt înfiorat pentru că nu-mi vine să cred că n-am reușit. Adică asta era pe vremuri. În clipa aceasta știți foarte bine. Adică cât am fost singur, și vă spun, am fost singur, cred că până în 96, până am început să-mi fac echipă, până am reușit să încep construcția acestui spital, deci au fost perioade care, într-adevăr, vă spun, chiar cum să trăiam suferința de unul singur, împreună cu asistentele mele, care erau prietenele mele și sunt și acum, dar atunci știți cum relațiile de prietenie, în clipa când te desparte viața și moartea și ești pe front, cum ați spus, și particip împreună cu ele zi de zi și clipă de clipă la salvarea unor vieți, ești mai prieten ca oricând. Cu mamele, cu tații, cu toți cei care erau pe secție, noaptea la 12, ne opream, mâncam împreună, discutam împreună, eram prieteni. De exemplu, dacă mă duceam într-un salon și unul era rău, se făcea o liniște îngrozită, nu vă puteți imagina să asculți liniștea. Era ceva înfiorător, adică mă blocam pentru că eram obișnuit cu zgomot, cu țipete, cu copii. Nu, parcă și copiii înțelegeau și mă duceam, îi făceam ce îi făceam și i-am spus, dar ce s-a întâmplat totuși, că n-am auzit nimic. Ce, păi cum, lui Georgica era rău, n-a mai mișcat nimeni. Fiecare se ducea, ținea copilul în brațe, îl mângâia, îi făcea ce trebuia să-i facă ca să nu cumva să mă deranjeze pe mine, să mă concentrez, să salvez acel copil. Acele au fost vremurile. Vă și mi-aduc aminte că atunci dormeați foarte mult în spital, toți. Eram tot timpul. Aproape că nu acum, știați acasă, cum, că exista acasă. Mă simt foarte delicat în clipa când primesc, de exemplu, la două noapte un telefon și mi se spune... Vreau să mă iertați, probabil că erați în sală, zice, dar aș vrea să vă rog ceva. Și mă consider ultimul om, zic, uite bă, și eu dormeam în loc să fiu în sală să operez, nu poți să nu te gândești. I-ați obișnuit și, așa zeci da, de da, ani, da, știu că vă da, sună da, la două. Probabil că sunteți în sală, multe două noapte. Da, sigur că dacă ai fi de gardă, dar nu mai fac gărzi. Și cu toate astea există sentimentul ăsta că eu sunt aici în permanență. Și să știți că îmi face foarte bine să se știe că sunt aici. Adică știu că pot să le fac ceva, cu un cuvânt, cu o vorbă. Pentru că vă spun, totul pleacă de la dragoste. O fac cu mare, nu zice, știți, cuvântul pasiune, parcă mi se pare puțin ca superficial. Nu, o faci din suflet. Este și suflet, este suflet. Și pasiune, pur și nimeni simplu, este demodat, se domnule profesor. Și vă spun, da. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac ceva ce pot să fac din suflet. Să nu mă scol dimineața și vă spun, să vă spun că mă duc la spital. Pur și simplu mă scol și vin și sunt la spital și aici și acasă sunt acasă și aici sunt acasă și între spital și aici sunt acasă pentru că între timp mi se dau telefoane și trebuie rezolvate niște lucruri. Adică viața mea este plină și foarte fericită pentru că vă spun atâta vreme cât simți că are nevoie de tine un copil, este ceva folos. Îți dă niște forțe incredibile. Vă spun în clipa în care vin de multe ori luni dimineață și poate că n-am o stare nemaipomenită. Știți că pleci greu. Nu că ai fi făcut o pauză, dar pleci greu, așa e o anumită stare. Deci când știi că te așteaptă o săptămână, care poate să fie. În clipa în care intră primul copil de la o coadă, unde stau, eu știu, 50, 60, 70, nu, și îți râde și îți întinde mâna, îmi dau seama că sunt un om jalnic, adică n-am dreptul. Deci omul a venit cu încredere, iese dintr-o bine, are o lună, două luni, și sticlesc cu ochișorii, întinde mâna și începe să râde. Zic, Dumnezeule, pentru asta sunt eu aici, cum îndrăznesc să nu-mi fie bine și să nu fiu fericit. E foarte important. Adică chiar trăim într-o stare cu totul specială, îmi face plăcere să, într-adevăr, cum ați spus, să-mi spună Dan, să fiu prieten cu ei, să aibă accesibilitate, adică nu există între noi. Eu de aceea nu vă puneți nici halat, nu? Nu, pentru ca să nu se depărteze cumva. Nu. Adică să mă tragă, îmi place să mă tragă de pulover, de pantalon, de totul și să-mi spună ce vrea să-mi spună. Îmi spun, ei îmi spun, vă spun, povestesc. Am înțeles că vorbiți și mie. Mâna, până și mie, uite, de-aia, de-aia, mama nici nu știe despre ce, nu știu, m-a bătut la cap, vă spun, toată vara m-a bătut la cap să-l aduc, ce vrei mă? Uite mă, fă și mie asta, uite-te ce hal e, 5 ani, 6 ani, aici lucrurile se petrec foarte grav, vă spun, adică dacă la 4 ani, la 5 ani încep să ai noțiunea de viață și de moarte, cum spuneați, Dane, salvează-mă, deci acel copil de 6 ani, pentru că avea 6 ani o fată care m-a șocat, vreau să vă spun că aproape nicio șansă n-avea. Nu știu ce am făcut, nu știu ce protocol am folosit, apropo de protocol, dar știu că a scăpat și știu că vine și acum și avem o simbioză, cum să vă spun, o discuție așa, vine normal, mă socotește și cum parcă este o bucată din mine. Ea se consideră, cum să spun, așa, făcând parte din energia mea exterioară.
și vine și pleacă, gândiți-vă, deci se scoale cu toate perfuziile, am mai povestit asta, și să spună, Doamne, salvează-vă, să uită în ochii tăi, s-a prăbușit. Adică, bam, a căzut la loc. Păi nu știu ce am făcut, nici nu știu ce am făcut, întrebați-mă. Nici nu voi ști vreodată. Adică, oricum, ați auzit de multe ori strigătul acesta, acesta va rămas pentru că este mai... Problema este următoarea, că în clipa aceea ți se amestecă tot ce ai învățat, ți amestecă tot ce știi și se transformă în niște decizii pe care pare că se transformă în nimic, nu-i pune nimic. Scoate-i perfuzia, culmea, scoate-i perfuzia, îți vine din cap. Pentru că, v-am spus, nu pentru că suntem la Trinitate, dar pentru că numai Dumnezeu, suntem niște instrumente ale lui Dumnezeu. Asta vreau să vă spun. Acum, vorbiți foarte des cu Dumnezeu. Da, tot timpul. Se vede acest lucru și atunci... Ce îi spuneți în momentele acestea lui Dumnezeu, de fapt? Nu îi spun nimic, el îmi spune. El îmi spune pentru că e milă. Dar ne scoate perfuzia, vă spune. Mă folosește, da, mă folosește pentru copii. Că m-am gândit de multe ori. De ce o fi atât de bun cu mine? Și am zis, cred că nu e bun cu mine. E bun cu mine ca să pot să fac bine copiilor. Adică, practic, este pentru copii. Și atunci îl las să intre și să-mi dea idei. Adică nu vine decât, pur și simplu, mă las pătruns. Nici măcar nu îi cer ceva. Pentru că poate îi ceream la început, dar cu timpul s-a obișnuit și nu mă mai lasă să-i cer. Și îmi spune dintr-o dată, fă chestia aia. N-are cum să știți de ce vă spun asta? Pentru că îți vine în cap fără să te gândești. Nu poți să întinzi mâna și să faci o întinzi, să o pui aici și lasă să se trezească. N-are cum. Pur și simplu te ghidează și spune, fă lucrul ăsta și îl faci. E adevărat că după atâtea cazuri, ți se formează un soft în creier în care gândirea aproape că este instantanee. Adică nu mai treci, nu mai elaborezi, nu mai... pur și simplu îți vine rezultatul. Știți cum băgați într-un computer, apăsați pe Enter și automat îți iese exact soluția. Pentru că, v-am spus, ele se adună, încep să capeți experiență, nu că încep să capeți, simți pur și simplu și celula. Vreau să vă spun că simt celula, eu știu, mă uit la celulă. Care, în mod normal, știți, este un cerc așa pe care ți-l arată într-o carte și este ceva virtual. Nu, acea celulă pentru mine este importantă. De ce? Pentru că vă spun, la nivelul celulei acelea se petrec toate modificările, la nivelul membranei acelea se petrec toate modificările, încep să strică pompă, nu o să intrăm în pompe de sodiu, potasiu, clor și așa mai departe, ea se, cum să vă spun, se contractă, se dilată, se contractă și problema care este? Eu cât mai repede acționez, ea începe și intră în mediul ei natural și normal, în așa fel încât să rămână așa cum este ea, care este formală. Pentru că are și ea o viață și dacă se face așa de multe ori, se crapă și automat moare. În clipa când celulele acestea sunt mai multe moarte decât cele vii, atunci intră în insuficiența aceea multiplă de organ. Și eu simt celulele astea care se contract. Eu către ele, lor le dau. Direct celulei. Îi știu ce îi trebuie și îi dau ca să aibă și să poată să scape. Asta este una. Și în al doilea rând vă spun faptul că acești copii știu precis că iubești, că ești lângă ei și că se pot baza pe tine înseamnă foarte mult. Este, eu știu, pot să zic că 50% din tratament. Pentru că nu ești domnul doctor, cum vă spun, e nici măcar, dar nici măcar nimeni. Ești ființa aceea care te duce acolo și știe că ești omul care o să-l ajuți ca atât mai repede el să ajungă acasă. Domnule profesor, vorbim de foarte mulți ani și despre cauzele pentru care acești micuți ajung aici. Una este un incendiu, cum a fost acesta din colectiv, la care nimeni nu s-a așteptat și chiar dumneavoastră care știți celula foarte bine pe de rost, v-a surprins un astfel de caz, era atipic, nu-l mai văzut niciodată. Spuneți-mi, vă rog frumos, totuși, am vorbit de multe ori de neglijența părinților, de faptul că acești micuți ajungeau aici pentru că părinții erau neatenți, lăsau pe jos o oală cu apă fierbinte sau ce se întâmplă, de ce ajung acum, primul astăzi? Că nu e vorba de neglijență. Orice accident care se întâmplă unui copil între 0 și 12 ani este vina părinților. Vina, nu neglijență, este vina părinților, pentru că ei au obligația să asigure toate condițiile, am mai spus asta, dar asta este situația, 7 zile din 7, 24 de ore, cele mai de siguranță condiții pentru dezvoltarea copilului pentru diferite etape de vârstă. Dacă se zice, am vorbit între 0 și 12 ani. Ce înseamnă 12 ani? Maturarea sistemului nervos. Din cauza asta, deci în clipa când creierul este finit, s-a dezvoltat și după aceea doar se dezvoltă, înțelege, doar, deci este, s-a terminat maturarea lui și doar capătă noțiuni suplimentare, deci în clipa este capabil să discearnă. În toată această perioadă, părinții trebuie să aibă grijă ca el să
fie în siguranță. Ce înseamnă asta? O să spuneți că e imposibil, că totuși ne mișcăm. Nu putem să stăm nemișcați lângă copil, să-i asigurăm aceste condiții. Da, dar în clipa în care ieși și ai plecat în altă parte, în jurul tău, uitați-vă, pe birou, ne-am aranjat și noi astea ca să nu fac zgomot, mi-ați spus, cu această broască, să nu fac, eu știu, alte mișcări cu care să deranjez. Deci așa este și cu copilul. Deci trebuie să te uiți în jur să n-aibă o oală cu apă fiartă, să n-aibă o priză unde să poage degetele în funcție de vârstă, dacă poate să meargă. Nu fie decălcat sau alte surse care poate să-i, orice sursă, o pungă, dacă vreți, pe care și-o poate pune pe cap și poate să-l sufoce. Se întâmplă, deci avem accidente pentru fiecare. Sau aveați și o colecție de obiecte găsite în nasul copilor. Da, secția de orele. Deci, pentru fiecare grupă de vârstă există, după dezvoltarea psihomotorie, accidentele care li se pot întâmpla. Cum vă spun, deci, într-o familie, și am mai dat iarăși acest exemplu, dar mi se pare foarte important și chiar un semnal pentru cei care au astfel de situații, deci într-o familie la marginea Bucureștiului, în același timp, deci mama era cu 5 copii, tatăl, asta era o organizare de șantier, un copil de 6 luni, unul de 1 an și 6 luni, cum se fac, și altul de 2 ani și 6 luni. Cel de 6 luni era cam frig și avea o cărămidă cu o rezistență acolo și s-a rostogolit către rezistență și a luat foc ca o torță, ăla a fost cel mai grav dintre ei. După care, într-altul ăla de un an și 6 luni, care de-abia mergea, a început să meargă pe acolo și către ce credeți că s-a dus? Către ăla de ciorbă, care mirosea bine și care era și caldă și așa mai departe. S-a dus și a căzut ca într-un bazin. Iar ăla de 3 ani s-a dus, bineînțeles, la priză, unde erau colorate foarte frumos, roșu, albastră, verde, și a pus mâna pe ele. Unul era cu electrocuții, iar altul prin lichid fierbinte, când spuneți de etiologie, și altul prin flacără. Deci, avem toată, în același timp, într-un 5 minute, am avut toate etiologiile posibile. Numai arsură chimică n-am avut, că probabil că n-a avut cine să le bea sau să le pună la dispoziție. Gândiți-vă, de exemplu, că acolo chiar a fost o chestie specială. A murit cel de 6 luni. Pentru că erau carbonizat grav, grav de tot, adică chiar n-am avut ce să-i fac. A apărut la un moment dat un domn procuror și care s-a prezentat să ia mama, pentru că omor prin asta foaia de observație, mama și-a dat, adică cine făcuse foaia de observație, o scrisese greșit. Și a spus că mama a dat foc, deci omor din culpă de nu știu ce, niște chestii, articole, și a venit și dar n-are nicio legătură, ia ta mamă, era, punea rufele la uscat, are 3 copii într-o nenorocire, i-a murit ăsta, mai are 2, avem nevoie de ea să-i salvăm, adică este o de-asta. Și după ce am explicat, vă spun, a trebuit vreo 2-3 ore să nu plece cu ea de acolo, să-și dea seama care sunt particularitățile cazului. Și că nu mama a făcut asta, dar pe undeva, nu, să știți... Nu, dar exact ce vorbeam adineori, că am despre plecat de la vorba, faptul că despre avea asta o vină. Pentru toate că trebuia automat să nu existe aceste lucruri în jurul tău. Uitați-vă să vă spun, alții chiar erau impecabili, adică se uitau în spus, să nu cumva să se întâmple. Era un pătuț cu un copil de 6 luni, în mijlocul camerei, s-au uitat în jur, n-aveau apă, n-aveau priză, n-aveau absolut nimica și au ieșit din camera respectivă, din reflex au apăsat să închidă lumina, care nu era, era un singur fir. Ăla face flamă și cade flama respectivă pe tichiuță, care ia foc și care ia de tot craniu și cu față și gât și așa mai departe. Ce credeți că s-a întâmplat? Bineînțeles că au venit, erau tot o carbonizare și o să râdeți, dar a scăpat. Nu, o să mă bucur. Nu, pentru că a fost ceva îngrozitor. De exemplu, mă duceam la toate congresele cu fotografiile și spuneam ce idee îmi dau, de ce, pentru că era totul carbonizat, absolut tot, oasele căzuse erau într-o parte. Am chemat neurochirurgia, ce puteau scos acolo. Și după care, într-adevăr, i-am găsit niște soluții, și anume, oasele craniene fiind făcut formate din două straturi, cospongioasă, deci o diploie așa, i-am rabătat osul de deasupra pe partea cealaltă și până cu un expander pentru pielea de acolo i-am acoperit-o și a plecat omul acasă. Vreau să vă spun că l-am urmărit încă vreo 3-4 ani, avea într-adevăr niște comițialități din când în când mai făcea, dar era valabil. Și vă dădeam un exemplu de oameni care într-adevăr și-au urmărit copilul. Dar niciodată nu poți, vă scap un mic detaliu, un lucru insignifiant, pur și simplu faci ceva din reflex. Și uite, ai de tras toată viața. Și aici, vorbind despre chestia asta, vreau să vă spun, sunt lucruri pentru care faci un copil normal, te chinui pentru el, după care, pentru o mică secundă, formă, îi strici absolut o existență. Toată viața. Pentru că vă dați seama că numai viața nu este, adică sigur că îl faci foarte bine, dar știți că îl faci din punctul tău de vedere.
Dar ca ființă umană ar vrea să fie, tu faci un copil care vrei să fie ca toți ceilalți copii. Ori în clipa când se duce în colectivitate, știți cum unul din indicatorii unor rezultate foarte bune în cadrul unei clinici de chirurgie plastică de Azuri este ca mediul din care a plecat să fie mediul în care se duce. Să fie primit acolo este foarte important. Să fie primit, să aibă aceiași copii, să poată să joace, să meargă pe stradă, adică să nu-l respingă colectivitatea respectivă. Și să știți că e foarte delicat. Adică este o luptă. Trebuie să ai, nouă ne lipsește, de exemplu, o verigă. Asistentul social, acela care îl integrează și îl urmărește la el acasă. De ce? Pentru că, de exemplu, trebuie să explice și lui, bine, psihologul care ar, cu care ar trebui să lucreze toată familiei, viața, eu știu, până devine adult. Celor. Și trebuie și cu ceilalți lucrat în așa fel încât să poată să-l primească. Domnule profesor, aș vrea să revenim asupra subiectului acesta, arsura la copil. Cei mai mulți părinți, în momentul în care s-a ars copilul, că a pus mâna pe plită, pe fierul de călcat, oriunde, s-a ars. Prima grijă a lui este să facă ceva. Ce a citit într-o carte, ce a auzit la vecina, ce ar trebui de fapt să facă până la momentul la care sosește salvarea. Nu mă refer la electrocuții, acolo sunt lucrurile mult prea complicate. Nu, referiți-vă și la electrocuții, că da. E foarte important. La fel, prin lichid fierbinte. Deci automat trebuie pus într-un lichid rece, eventual, eu știu, la robinet sau la baie. Ce înseamnă rece? Între plus 4 și 20 de grade. Adică dau drumul la robinet și curge apa. Cum să vă spun, preia foarte mult din temperatură și chiar superficializează arsoarea respectivă. Spuneți apă rece sau călduță? Care. Deci între 4 și 20 de grade. Între timp trebuie chemată salvarea și trebuie dus la un spital. Și anume, deci chiar dacă trece printr-un dispensar, eu știu, depinde în ce loc este, dar trebuie să ajungă la un spital și anume la ce spital? La un spital în care nu este doar spital și este un doctor, ci este spitalul lui și doctorul lui. Adică să se priceapă, să aibă specialitatea respectivă și să-i facă bine. Pentru că lucrul și arși. Pentru copii. Reconstructivă. Pediatric. De ce? Pentru că, de exemplu, niște arsuri minore. Cum ar fi, zic, la palme. Doar așa, o secundă a pus mâna. Gândiți-vă ce grosime ar putea să aibă pielea de pe palme la un copil de 5 luni, de 6 luni, de 7 luni. Aproape că inexistentă. A pus așa și i s-au făcut niște plăguțe. Care, eu știu, îi dispar, îi tratează singur acasă. Și după un an de zile, ce credeți că observă? Nu mai poate să facă nimic cu ele. Se strâng pentru că se fac niște cicatrici retractile. Și atunci gândiți-vă că se transformă într-un copil, ca să zic așa, cu handicap. Și el trebuie să vină să-i face această reconstrucție, adică în loc să-i pui de la început o grefă de piele cu care să-i rezolvi problema și pe partea și pe alta, va trebui reconstruit pentru că mâna în anumite poziții, nu vreau să intru în detalii, dar au niște modificări de ligamente care trebuie după aceea modificate, restructurate, remodelate și care necesită mult mai multe intervenții chirurgicale. Așadar este suficientă apa și nu ar trebui să sărim pe... Discutam pe lichid fierbinte. După aceea, arsurile chimice, iarăși apă din belșug, pentru că vă dați seama, în cadrul arsurilor chimice, ele intră, încep să-și facă efectul, nu putem să luăm decât surplusul, ceea ce este la suprafață. Și cu săpun? Poate fi spălată zona? Nici într-un caz, pentru că este o altă substanță chimică care este pe deasupra. Nu. Jetul care poate că timp de o Spirit, oră trebuie alcool, dat, nici alcool, niciun alcool, nici vor. Miere. Apă și atât. Da. Da, să știți că fiecare stradă își are vraciul ei. Păi de aceea vă întrebam. Miere și tot felul de... Înveneau la un usturoi. Moment dat... Dumne, înveneau la un moment dat cu niște borcănașe, tot felul de indivizi și după strada asta și de pe alături, și pe care începeau să-mi demonstreze că nu sunt toxice și o mâncau în fața mea. Nu punem să o mâncăm. Aici au venit să tratăm copii. Ce niciun fel de problemă, ce am dat pe copilul meu. Foarte bine. Cât aveți? Asta. Dați-o încoace. Zic, dar avem un copil de 70%. Aveți 10 de astea? Ce nu, păi, dar de-abia am făcut-o într-o săptămână. Adică, știți cum, sigur, fiecare are impresia că arsura se face bine și de la sine. De exemplu, sunt arsuri de suprafețe mici și superficiale care se pot vindeca. Despre acelea este vorba și au impresia că au rezolvat o arsură. Arsurul este un lucru foarte delicat. Este cu pierderi hidroelectrolitice grave în cantitate foarte mare și, apropo, vorbind despre copii, gândiți-vă că la un copil, exagerând puțin lucrurile, zice, vorba de pierderi, intră în catabolism și pierderi lichidiene. Un copil are 100% apă, aproape, și 100% anabolism. Deci el crește. Fie că este pe stradă, fie că este orudez, el crește. Deci, în clipa în care se produce arsura, trece din anabolism în catabolism, automat 100% catabolism și automat pierderile de lichide. Și atunci, sigur că
trebuie să acționez groaznic de rapid. Când zic groaznic de rapid, zic că nu știu cât de repede, cât de repede e necesar. Și de-aia ziceam de copiii de la Giulești că ajungând în 6 minute, noi am putut rapid să băgăm în el și să-i reechilibrăm. Vorbeam de cele prin electrocuție, ca să nu trecem. Dar cele prin electrocuție sezonul... sunt cele joase, adică la prizele de care vorbeam. S-au sus pe locomotivă. Cele din joase, electrice. Să știți că nu sunt mai puțin importante, pentru că cele joase, automat poate să-l dea cu capul de perete sau de podea și cu traumatisme craniocerebrale grave, care poate să ducă și la deces. Iar cele de pe locomotivă, după cum știți, automat intră, se face o arțură prin flamă și flacără. De ce? Pentru că de la flama respectivă îi iau foc hainele. Și automat îl și aruncă de pe locomotivă jos. Deci și se asociază cu arsuri, cu traumatisme, fracturi, cu traumatisme craniocerebrale și așa mai departe. Deci niște cazuri foarte complicate. Cele mai complicate sunt cele prin electrocuție. Automat, cum vă spun, și ele trebuie luate repede de acolo și duse la un spital abilitat. Deci, repet, după la primul spital sau unitate spitalicească care poate să asigure primul ajutor, după care dus imediat acolo în locul în care el poate fi tratat și cât mai repede, și când zic cât mai repede, spun că e foarte important numărul de ore. Noi avem formule pentru fiecare oră, dacă a depășit, dacă a venit după 3 ore, în diagnosticele noastre scrie venit după 4 ore, venit după 5 ore, după 6, după 7. Pentru că formula noastră de reechilibrare este automat să câștigă în timpul pierdut. Dar cei mai mulți copii totuși cu ce ajung la dumneavoastră? Prin lichid fierbinte. Lichid fierbinte. Dar să știți că lucrurile sunt așa, 65% cu 15 flacără, dar diferă destul de mult în funcție de vârstă. De exemplu, 0-5 ani sunt cu lichid fierbinte, nu știu ce, flacără 15%, dar când ajungem între 5 și 10 așa, se măresc alea prin flacără, pentru că de ce? Apare curiozitatea cu chibritul, dăm drumul, facem și noi ca părinții, vrem să ne facem mâncare și așa mai departe, și atunci mai crește procentul. Ce pot să vă spun, să într-adevăr că cele chimice aproape au dispărut. Ca să dăm niște exemple, de la melatonină, de exemplu, poate doar să dea la insuficiență renală și o pot găsi pe, eu știu, pentru vitiligo, tratamentul altor frați sau un tratamentul părinților sau eu știu, și se găsesc acolo și pot lua tabletele respective, deci trebuie ținute în condiții speciale. Și eu știu, aceea prin varul nestins, care vă dați seama, cu apa de care spuneam eu, automat îl stinge într-o clipă, adică în clipa când de... Deci mici lucruri. Dar câte astfel de cazuri mai aveți pe an? Cam în jur de 600-700. Adică mai scăzut numărul lor? Nu, să știți că sunt cazuri de, de an de 600, de 800 și chiar și de 1000. De ani de zile. Da. Pentru că aici ajung toți copiii din România. Da, da, și cazurile cele mai grave. Și dacă mă întrebați, deci toate sunt cazuri grave. Pentru că criterii de internare nu există, adică nu v-am spus ce cele tratate în ambulator. Sunt cele care ajung în spital și care sunt tratate, care sunt tratate din ce în ce mai puține zile. Adică noi am reușit să scadem foarte mult, să scădem foarte mult rata de spitalizare. A zice că ceva în jur de 5-6 zile media de spitalizare. De ce? Pentru că făcând aceste excizii precoce, rapid, poate în primele ore sau după 24 de ore, după 48 și așa mai departe, reușim o arsură chiar de 80% pentru un copil de până într-un an, să o facem și în 3 săptămâni. Am vorbit foarte mult despre această clinică și despre arsura la copil, pentru că, într-adevăr, este specialitatea, este meseria dumneavoastră de suflet. Dar Spitalul de Urgență Grigore Alexandrescu are foarte multe secții, pentru că, de fapt, este un spital de top. Este un spital recunoscut de către experții internaționali. Anul trecut ați primit chiar o diplomă de la, din Marea Britanie, de la experții din Marea Britanie. Acum sunteți într-un contract cu specialiștii din America. Intenționați să ridicați, deci ați construit o clădire mare și frumoasă pentru chirurgia cardiovasculară la copil. Care este stadiul ei? Este aproape terminat, adică... Când cum, se vor muta acolo copiii? Eu cred că 2-3 luni o să putem să deschidem. Vor fi făcute primele intervenții deja? Da, noi avem, să știți, personalul există. Personalul există. Absolut. Și chiar a fost dublu antrenat. Foarte important. Unii au fost în Israel și, pe urmă,
alții la Târgu Mureș și cei din, unde parte din cei din Israel s-au dus și la Târgu Mureș. Deci ce înseamnă asta? Deci au fost într-o clinică internațională, cu statut internațional, pe urmă și una de vârf național, în care se cunoască exact și particularitățile tratamentului la noi în țară. Adică eu zic că vom putea începe și chiar și în cea de neurochirurgie. Adică sunt două lucruri care în clipa aceasta în țară sunt de mare, mare necesitate. Spuneam de chirurgia cardiacă, sunt 1000 de noi cazuri în fiecare an. 1000 de noi cazuri, gândiți-vă și câte nu sunt făcute de-a lungul timpului. Adică, eu știu, cei care nu mor ajung... Câte deja? Păi da, uite, s-a făcut un triaj, de exemplu, la Iași și erau 60-70 de copii care așteptau, dintre care unul de 12 ani care stătea la coadă a murit pe loc, a căzut. Adică, cam despre, nefiind tratat 12 ani, nu face față. Dintr-o dată, inima devine insuficientă. Și gândiți-vă neurochirurgia? Gândiți și neurochirurgia pentru niște sindrome care în clipa aceasta nu sunt tratate sub nicio formă. Cum ar fi Tracing Collins, Apert și așa mai departe. Adică o grămadă de lucruri care se fac în primele luni. Dacă nu le faci în primele luni, nu se mai... Absolut, în primele luni de la naștere. Apropo, vorbim de chirurgia cardiacă, să știți că 10% dintre cazuri trebuie tratate în prima zi. Gândiți-vă că automat, noi neavând posibilitatea de absorbție a acestor cazuri, noi considerăm că acestea automat sunt ca un fel de spartă, acestea mor. Din cauza asta, cât mai multe centre înseamnă în orice caz un bun control acestei patologii. Sunt țări, o să râdeți, dar uitați, de exemplu, se dă Tanzania. Tanzania nu mai este o problemă și a rezolvat problema chirurgiei cardiace. Au chirurgi cardiaci, s-au format la Tel Aviv, s-au întors, s-au construit clinici, își rezolvă cazurile și își controlează patologia. Deci vreau să vă spun că în clipa aceasta chiar am fi foarte fericit dacă ne-am apropiat de nivelul Tanzaniei. Ce v-ați mai dorea, doamne profesor, între spitalul dumneavoastră? În primul rând, o pediatrie. În clipa aceasta, clinica de pediatrie este din 1937, o clădire veche, în care de-abia își desfășoară activitatea. Gândiți-vă, fiind o clinică de vârf cu unul dintre cei mai buni specialiști, nu vreau să spun cei mai buni, dar dintre cei mai buni specialiști din țară, sigur că avem o adresabilitate foarte mare, iar capacitatea noastră este deosebit de mică. Adică, de multe ori, vă spun, stau și doi într-un pat. Nu avem ce face, nu pot fi trimiși acasă, pentru că vin cu cazuri foarte grave și nu ai unde să-i trimiți în altă parte. Și atunci, sigur că ne descurcăm destul de precar și tot timpul suntem pe muche de cuțit destul de delicată. Și ați vrea să mai construiți un pavilion pentru pediatrie? O să construim unul nou, dar începând de la anul construim unul nou. Adică o clădire de 7 etaje în care vom avea și niște surprize în interior. Adică vom împinge lucrurile puțin mai departe. Adică? Vom face și două noi clinici de transplant. Fiind un spital de excelență, fiind un spital... ca să zic așa, al ultimei speranțe, sigur că trebuie să îndreptățim această ultimă speranță. Adică să știm precis că dacă noi nu putem să facem, putem să dăm cu liniște acel exemplar 112 cu care să se ducă într-o clinică din străinătate unde poate fi operat. Ați fost de acord de multe ori să plece copiii în străinătate? Da, absolut. Adică tot ce am considerat că nu putem să facem în siguranță, chiar și pentru chirurgie plastică. Adică dacă erau... Ba, da, da. Dați-mi voie să mă îndoiesc. Câți copii pentru chirurgie plastică? Nu foarte mulți, dar să știți că în clipa în care am considerat că erau atât de complicate încât ceea ce am putut, am discutat cu specialiști cu care aș fi putut să colucrez și să lucrăm acel caz împreună. Și am ajuns la concluzia că nu putem face, adică să nu-i punem viața în primejdie, am preferat să-l trimitem ca să fie făcut așa cum trebuie. Sunt lucruri care ne depășesc și trebuie recunoscute astea, să știți. Da, asta e mai foarte greu, important, într-adevăr. Adică nu suntem noi începutul și sfârșitul pământului, adică și să nu-i forțăm mâna lui Dumnezeu. Sau, adică trebuie automat, și asta intră tot în gândul cel bun, să poți să-l trimiți în clipa când simți că te depășește, să-l trimiți unde poate fi făcut așa cum trebuie. Am să vă spun că poate că devii mult mai, cum să vă spun, plăcut, în clipa când l-ai trimis și îl operează altul și iese bine decât dacă îl faci tu. Nu cred. Ei se întorc fericit și mulțumesc și spun, știți că m-am operat, e nemai, vă mulțumim din tot sufletul. Adică ca și când l-aș fi făcut eu. Domnule profesor, ați fost premiat la sfârșitul anului împreună cu o echipă mai mare de medici din România de către prea fericitul Părinte Patriarh Daniel.
Aș vrea să vă întreb astăzi, pentru că tot timpul vorbim de mâna lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu și icoanele și Biblia de pe birou nu lipsesc niciodată, deci este clar că aveți o legătură cu Dumnezeu. Cum ați primit acest premiu? Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Păi, un semn de la Dumnezeu. Pentru că vă spun, toată existența mea a putut să continue, profesional, a putut să continue datorită acestor semne de la Dumnezeu. Am avut momente când, vă spun, au murit 3 copii în jumătate de oră, cu carbonizări, cu lucruri grave, mi-au murit în mână. Unul dintre ei chiar, vă spun, mă rugau părinții să-i fac masaj cardiac, era 90 și ceva, n-aveam mânuși, am ajuns cu mâinile direct în cord și așa mai departe. Dar vreau să vă spun, deci am plecat, așteptam poliția, așteptam asta, adică erau niște momente îngrozitoare. Și când m-am întors, vă spun, m-a așteptat cineva, găsise poscara unui bloc, un plic care scria în engleză, mi l-a dat, vă dați seama că nu mai chef de plicul ăla n-aveam, l-am dus acasă, Mihaela, soția mea, l-a deschis și eram primit în societatea de asta, din New York, academică din New York. Dar v-ați supărat vreodată pe Dumnezeu? Da, n-aș vrea să vă întreb atunci avut, când am plecat probleme, soția noastră am avut probleme, am avut probleme grave, recunosc. Atunci nu m-am putut întreba decât de ce, pentru că eu dacă consider că mă ține și mă protejează pentru că fac copiii bine, păi de ce a luat-o? Pentru că făcea copiii bine. Așa este, domnule profesor, și aș vrea acum să vă rog să transmiteți un mesaj pentru telespectatorii noștri, întrucât, așa cum v-am spus, emisiunea noastră se numește Prețuiește Sănătatea. În primul rând, aș vrea să le transmit faptul că ar trebui să-și iubească copiii cu, măcar cu dragostea cu care îi tratez eu și să fie atenți la fiecare secundă a lor, pentru că pentru secunda aceea încercăm noi să-i salvăm și secunda aceea le poate schimba destinul, chiar și destinul lor, așa încât aveți grijă și iubiți-vă copiii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Vă mulțumesc în numele celor aproape 200.000 de copii a căror viață ați salvat-o și a familiilor acestora. Trinitas vă mulțumește foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru acest copii, pentru tot ceea ce faceți pentru România. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această emisiune și nu uitați, prețuiți sănătatea!